intrat în linie dreaptă. Noi am făcut o propunere corectă, o propunere cinstită, o propunere în beneficiu bucureștenilor. Și anume, să dăm sprijin cu toții celui mai bine clasat candidat din partea de centru-dreapta. Am făcut această propunere la jumătatea campaniei electorale, dând suficient timp pentru a organiza punerea în aplicare a acestei propuneri. Reamintesc tuturor termenii ofertei generoase pe care PNL și candidatul său la Primăria Generală a Capitalei i-au pus pe masa politică a tuturor forțelor de centru-dreaptă. Și anume, să vedem cine este cel mai bine plasat candidat din partea forțelor de centru-dreapta în ultima săptămână de campanie, iar toți ceilalți candidați care sunt plasați în urma acestuia să-i acorde sprijinul. Concret, am spus limpede ca lumina zilei. Dacă domnul Dan sau oricine altcineva este plasat într-un sondaj făcut de comun acord înaintea mea, eu și Partidul Național Liberal vom sprijini. Astfel încât doamna Firea și PSD să nu strângă în brațe Bucureștiul până o să-l sufoce. Aștept exact aceleași cuvinte din partea domnului Dan și a oricărui alt candidat din partea de centru-dreapta.